Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și aflăm azi că Partidul Comunist Chinez rescrie Biblia, înțelegerea dintre Vatican și Beijing. Guvernul chinez supraveghează un plan de 5 ani pentru a face creștinismul mai compatibil cu socialismul. Va exista o rescriere a Bibliei, a declarat un activist proeminent al libertății religioase, relatează The Christian Post. Un manual comunist, care este folosit în școlile chineze, falsifică relatarea biblică găsită în Ioan 8:3-11. Manualul susține că Iisus a ucis-o pe femeia găsită în adulter și a spus că și el este un păcătos. Manualul publicat de University of Electronic Science and Technology Press, condus de guvern, afirmă: mulțimea a vrut să o ucidă pe femeie conform legii lor, dar Iisus a spus: cel care nu a păcătuit niciodată să arunce prima piatră. Auzind acest lucru, au plecat unul câte unul. Când mulțimea a dispărut, Iisus a ucis cu pietre pe această femeie, spunând: și eu sunt un păcătos. Dar dacă legea ar putea fi executată doar de oameni fără cusur, legea ar fi moartă. Catolicii din China continentală sunt îngrijorați de denaturarea relatării biblice, relatează UCA News. Vreau ca toată lumea să știe că Partidul Comunist Chinez a încercat întotdeauna să distorsioneze istoria bisericii, să calomnieze biserica noastră și să-i facă pe oameni să urască biserica, a declarat un enoriaș care a încărcat manualul pe rețelele sociale în postul său. Vestea despre denaturarea Bibliei în manualul chinezesc vine în timp ce Vaticanul și China sunt de așteptat să reînnoiască un acord cu privire la numirea episcopilor catolici în China. Statele Unite l-au sfătuit pe Papa Francisc împotriva acestuia din cauza încălcării grave a drepturilor omului și a libertății religioase din țara comunistă. De asemenea, este demn de remarcat faptul că Biserica Romano-Catolică a schimbat Biblia, înlăturând a doua poruncă și împărțind cea de-a zecea poruncă în două bucăți. Peter Winter, o revistă care relatează despre libertatea religioasă și drepturile omului în China, a remarcat obiectivul subtil din spatele manipulării manualului. Povestea ne învață că legea și Partidul Comunist Chinez sunt bune și transcend ființele umane impure care se întâmplă să le reprezinte. Iar dacă ofițerii sunt corupți, decizia lor ar trebui acceptată pentru că, cinstiți sau corupți, ei reprezintă partidul, iar legea partidului nu ar trebui niciodată pusă la îndoială, scrie revista. Iată ce spune Ioan 8:3-11 în Biblie. Învățătorii legii și farisei au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în picioare în fața grupului și au zis lui Iisus: învățătorule, această femeie a fost prinsă în actul adulterului. În lege Moise ne-a poruncit să ucidem astfel de femei. Acum, ce zici? Foloseau această întrebare ca o capcană pentru a avea o bază pentru acuzarea lui. Dar Iisus a plecat și a început să scrie pe pământ cu degetul. Când l-au tot întrebat, el s-a îndreptat și le-a spus: oricare dintre voi care este fără păcat să fie primul care aruncă o piatră asupra ei. Din nou s-a plecat și a scris pe pământ. La aceasta, cei care au auzit au început să plece unul câte unul, mai întâi cei mai în vârstă, până când a rămas doar Iisus cu femeia acolo. Iisus s-a ridicat și a întrebat-o: femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nu te-a condamnat nimeni? Nimeni, Doamne, a spus ea. Atunci nici eu nu te condamn, a declarat Iisus. Du-te și nu mai păcătui. În China comunistă, copiii sunt învățați să se opună religiei. Sunt încurajați să pună la îndoială credințele membrilor familiei și să-i raporteze autorităților pe cei mai apropiați de ei. În 2015, peste 1000 de cruci au fost scoase de pe acoperișurile bisericii și clădiri bisericești întregi au fost distruse în provincia Zhejiang. Guvernul chinez și-a continuat campania împotriva creștinismului în timpul focarului de coronavirus al țării, prin distrugerea crucilor și demolarea unei biserici în timp ce oamenii erau blocați. Peste 60 de milioane de creștini trăiesc în China, dintre care cel puțin jumătate se închină în biserici subterane, neînregistrate sau așa numite ilegale. China este clasată drept una dintre cele mai proaste țări din lume când vine vorba de persecuția creștinilor, potrivit listei de supraveghere mondială a Open Doors USA. Amintiți-vă, puterea din spatele acestei mișcări nu este Xi, ci Satan. Pavel a spus că lupta noastră nu e împotriva cărnii și sângelui, ci a forțelor spirituale la nivel înalt. Efeseni 6:12. Potrivit publicației Tribuna Românească, luând cuvântul la un summit, secretarul de stat Mike Pompeo a spus că America luptă pentru libertatea religioasă global, pentru că acolo unde libertatea religioasă eșuează, urmează rapid totalitarismul.
informează Jerusalem Post. China continuă să persecute minoritățile religioase, rescriind Biblia pentru a face conformă doctrinei marxiste chineze, ducând musulmanii uiguri în lagăre de reeducare. Asistăm azi la provocarea pe care o întâmpină creștinii în practicarea credinței în interiorul Chinei, a spus Mike Pompeo. Partidul Comunist Chinez încearcă să rescrie însăși Biblia pentru a siniciza doctrina creștină, a adăugat el. Acest lucru e inacceptabil, va slăbi poporul chinez. Ne dorim lucruri bune pentru ei. Reverendul Bob Fu, fost lider al bisericii din China, care a emigrat în Statele Unite în 1997 și a fondat Organizația de Supraveghere a Persecuției China Aid, a oferit informații detaliate în cadrul unei ședințe despre un plan adoptat de denominațiunile conduse de stat în China. Libertatea religioasă din China a ajuns într-adevăr la cel mai rău nivel, ce nu a mai fost văzut de la începuturile Revoluției Culturale din anii 1960, a declarat el sub Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, drepturile omului la nivel global și organizațiilor internaționale. O modalitate prin care intenționează să sinicifice creștinismul, a spus Fu, e prin rescrierea Vechiului Testament și oferirea unui nou comentariu Noului Testament pentru a face idealurile socialiste și cultura chineză să pară mai divine. Planul a arătat clar că sinicificarea creștinismului înseamnă schimbarea creștinismului în China, în creștinism chinezesc, a explicat el. Planul a subliniat că inima și sufletul sinicizării creștinismului este de a schimba teologia creștină și chiar propunerea de a retraduce Biblia sau de a rescrie comentarii biblice. Potrivit ultimului său plan, Fu a spus că o retranslație ar fi un rezumat al Vechiului Testament, cu unele scrieri budiste și învățături confuciene și un nou comentariu pentru Noul Testament. Există schițe că noua Biblie nu ar trebui să pară occidentalizată și să arate chineză. Să reflecte etica chineză a confucianismului și a socialismului, a declarat Fu după ce au avut loc audierile. Vechiul Testament va fi încurcat, Noul Testament va avea noi comentarii pentru a fi interpretat. Fu a adăugat că planul de 5 ani susține incorporarea elementelor chineze în serviciile de închinare a bisericii, imnuri și cântece, îmbrăcăminte clerică și stilul arhitectural al clădirilor bisericești. Aceasta include editarea și publicarea de cântece de închinare cu caracteristici chinezești și promovarea muzicii schimbate de închinare folosind forme de artă unice chinezești, cum ar fi pictura chineză, caligrafie, inscripție și tăierea hârtiei pentru a exprima credința creștină. E de asemenea bine ca bisericile să se amestece cu arhitectura chineză și cu stilul arhitectural local. Fu a spus că în timp ce aproximativ 4.600 de biserici sancționate de stat au fost dărâmate, bisericile care au rămas și au cruci în interior trebuie să pună poze ale președintelui Mao și Xi Jinping pe ambele părți ale crucii. La începutul fiecarei slujbe de închinare, corul bisericii trebuie să cânte câteva cântece revoluționare comuniste care laudă Partidul Comunist înainte de a putea cânta cântecele de închinare, a precizat el. Au existat rapoarte că oficialii de stat s-au dus din ușă în ușă încercând să-i facă pe creștini să semneze o declarație prin care recunosc că renunță la creștinism. Pentru prima dată de la Revoluția Culturală, Partidul Comunist implementează acum o politică care să ceară cetățenilor credincioși chinezi să semneze un formular pentru a renunța la credința lor, a spus el. Am elaborat documentația care arată că oficialii guvernamentali merg de la ușă la ușă pentru a forța credincioșii să semneze un formular pregătit susținând că acești credincioși au fost induși în eroare de către evangheliști prin crezul lor. Acum, după câteva săptămâni de autoexaminare și studii politice, ei și-au dat seama că au făcut o greșeală. Acest lucru nu s-a întâmplat în trecut. În unele provincii chiar au interzis copiilor să meargă la biserică. Fu a spus CP că, potrivit fostului președinte al TSPM-ei, cred că doctrina justificării credinței de către Iisus Hristos e prea îngustă. El promovează îndreptățirea prin dragoste în a face fapte bune. El a spus în mod esențial că Dumnezeu e foarte inclusiv, astfel încât acești eroi de partid comunist pe care îi numără fac atât de multe fapte bune și trebuie să fie primiți în cer de către Dumnezeul nostru, a explicat el. Este un fel de doctrină universalistă. Sute de lideri creștini din China au semnat o declarație condamnând noile reglementări, persecuția și controlul sporit
partidul preluând bisericile. Credem și suntem obligați să învățăm pe toți credincioșii că toate bisericile adevărate din China care aparțin lui Hristos trebuie să respecte principiul separării bisericii de stat și trebuie să-L proclame pe Hristos drept singurul stăpân al bisericii. Noi declarăm că în materie de conduită externă, bisericile sunt dispuse să accepte o supraveghere legală de către administrația civilă sau de alte departamente guvernamentale, așa cum fac alte organizații sociale, dar în niciun caz nu vom îndemna bisericile să se alăture unei organizații religioase controlate de guvern. Nu vom accepta nicio interdicție sau amendă impusă bisericilor datorită credinței noastre. Pentru dragostea Evangheliei, suntem pregătiți să suportăm toate pierderile, chiar pierderea libertății sau a vieții. Beijingul va rescrie Biblia și Coranul pentru a reflecta valorile socialiste pe fondul represiunii asupra minorității uigure musulmane. Noile scrieri nu vor mai conține referiri împotriva Partidului Comunist potrivit unui lider politic. Paragrafele care conțin astfel de afirmații vor fi interzise sau traduse din nou, scrie Daily Mail. Această decizie a fost luată ca urmare a unei conferințe la care au participat 16 experți și persoane care reprezintă diferite religii din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. Întâlnirea a fost supervizată de Wang Yang, membru al Comitetului Permanent Politburo. Tot el a ordonat oficialilor să construiască un sistem religios cu caracteristici chineze. Autoritățile au fost de acord cu ordinele acestuia, adăugând că este alegerea istoriei. De asemenea, ei mai susțin că reevaluând scrierile religioase se vor preveni ideile extremiste. Înfrângere completă. Catolicii chinezi și înțelegerea dintre Vatican și Beijing aflăm de la hotnews.ro. Vaticanul a reînnoit acordul încheiat în 2018 cu China în pofida condamnării Statelor Unite și avertismentelor venite din partea preoților chinezi clandestini care sunt loiali Romei, că au devenit și mai marginalizați în ultimii 2 ani, transmit AFP și France 24. Regimul comunist a rupt legăturile cu Sfântul Scaun în 1951, forțând catolicii chinezi să aleagă între Asociația Catolică Patriotică a Chinei, condusă de stat, și biserici neoficiale loiale papei. În mod oficial, Partidul Comunist este ateu, acesta exercitând un control strict asupra tuturor instituțiilor religioase, printre măsuri numărându-se inclusiv aprobarea predicilor. Înțelegerea provizorie, semnată în septembrie 2018 între Beijing și Vatican, acordă un cuvânt de spus atât Sfântului Scaun cât și autorităților comuniste în ceea ce privește numirea episcopilor catolici, Roma sperând că va pune capăt schismei din comunitatea catolică de 12 milioane de credincioși chinezi. Anunțul oficial privind prelungirea acordului a fost făcut vineri de către Ministerul de Externe al Chinei și Secretarul de Stat al Vaticanului. Reînnoirea înțelegerii a venit în pofida presiunilor intense puse de Statele Unite asupra Vaticanului pentru a renunța la aceasta, Departamentul de Stat american afirmând că acordul nu a oprit persecutarea catolicilor chinezi. Comunitățile de catolici care operează fără acordul Partidului Comunist au fost luate în vizor de autoritățile chineze în ultimii ani, confruntându-se cu persecutarea membrilor, presiunea asupra clerului și demolarea bisericilor. Deși unii au salutat acordul dintre Vatican și Beijing drept un compromis pragmatic care permite dialogul între cele două părți, alții se tem că bisericile clandestine din China vor deveni și mai marginalizate. Situația nu s-a îmbunătățit deloc, a afirmat pentru AFP un preot clandestin din provincia Jiangxi, acesta relatând sub protecția anonimatului că i-a fost interzis să predice. Preotul declară că reînnoirea înțelegerii va lăsa pe catolicii chinezi fără ajutor și speranță. Un posibil semn de presiune a fost semnalat de episcopul vicar al diocezei Mindong, Vincenzo Guo Xijin, care a demisionat subit. Am rămas în urma vremurilor, nu pot ajunge din urmă și nu vreau să devin un obstacol în progresul acestei ere, a anunțat într-o scrisoare Guo, clericul catolic fiind arestat de poliție în trecut. O persoană familiară cu subiectul a declarat pentru AFP că Guo și-a dat demisia în semn de protest după ce a fost presat să se alăture bisericii conduse de stat, măsură prevăzută de acordul încheiat în 2018. Alte figuri clandestine, precum episcopul Augustin Cuitai, rămân în arestul autorităților sau în arest la domiciliu.
Susținătorii înțelegerii afirmă că aceasta nu a fost menită niciodată să rezolve toate problemele cu care se confruntă catolicii din China, dar că este un prim pas important pentru catolicii chinezi. Suntem mulțumiți cu această înțelegere, a afirmat cardinalul Pietro Paolin, secretarul de stat al Vaticanului, adăugând că, însă bineînțeles că rămân probleme pe care înțelegerea nu a fost menită să le rezolve. În momentul de față, cei care implementează cel mai bine doctrina socială a bisericii sunt chinezii, a spus un înalt oficial al Vaticanului. Episcopul Marcelo Sanchez Sorondo, cancelarul Academiei Pontificale de Științe Sociale, a lăudat statul comunist ca fiind extraordinar, spunând: nu aveți mahalale, nu aveți droguri, tinerii nu iau droguri. În schimb, există o conștiință națională pozitivă. Preoții și diocezele din Biserica Statului nu au răspuns solicitărilor AFP pentru comentarii. Într-o concesie făcută autorităților comuniste, Papa Francisc a recunoscut 8 episcopi numiți de Beijing fără aprobare papală. Cel puțin 2 episcopi clandestini au fost numiți cu aprobarea ambelor părți, iar câțiva episcopi clandestini s-au alăturat Bisericii de Stat anul acesta. Vaticanul înțelege importanța operării în cadrul sistemului pentru a preveni restricții suplimentare asupra credincioșilor din China, afirmă Lawrence Reardon, profesor de științe politice la Universitatea din New Hampshire. Criticii, printre care și fostul cardinal al Hong Kongului, Joseph Sen, au acuzat Vaticanul de trădarea valorilor sale pentru a face pe plac Chinei. Guvernul a forțat cu protecția acestei înțelegeri persoanele din bisericile clandestine să se alăture Asociației Patriotice, care este în mod obiectiv schismatică, a declarat fostul cardinal pentru AFP, susținând că acordul a dus la dispariția comunității clandestine. Aceasta nu e o victorie, este o înfrângere completă, afirmă Zen. Cât privește Vaticanul, sunt experți care susțin că decizia Papei Francis de a semna un nou acord secret cu Beijingul privind numirea episcopilor catolici în China și toate celelalte concesii care au urmat au alte motive. Potrivit jurnalistului John L. Allen Jr., Vaticanul nu a scutit niciun efort pentru a avea relații diplomatice complete cu China, o prioritate esențială a papalității lui Francis. Vaticanul a râvnit o relație cu China și s-a arătat adesea dispus să înnăbușe obiecții și să oferă o mulțime de concesii. Pentru a atinge acest obiectiv, a scris Allen, care susține că pentru suveranul pontif, premiul final rămân relații diplomatice complete, un statut legal sigur pentru biserică și parteneriate pe scena globală. Evaluarea făcută de Allen e susținută și de alți experți care se ocupă de Vatican. Papa Francis visează să fie primul papă care va stabili relații diplomatice cu Beijingul și pentru a atinge acest obiectiv e dispus să facă tot felul de concesii, a declarat și Alban Mikozy. Papa Francisc este un om prudent. El urmărește un vis să fie pontiful suveran care va restabili relațiile dintre China și Vatican. Pentru a face acest lucru e gata să nu spună nimic despre Hong Kong și să nu reacționeze prea mult când liderul chinez vorbește despre rescrierea Bibliei. A adăugat el cu referire la anunțurile că Partidul Comunist Chinez vrea să rescrie Biblia și alte texte sacre pentru a le face conforme cu ideologia socialistă. Partidul Comunist Chinez alocă 2 miliarde de dolari Statelor Unite în fiecare an pentru a câștiga influența asupra elaborării politice interne a Vaticanului și pentru a plăti tăcerea cu privire la represiunea din China împotriva libertății religioase, a declarat controversatul miliardar Guo Wengui, aflat în exil în Statele Unite, potrivit dailymail.co.uk. Ne oprim aici, prieteni, dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei pe curând.